Bun găsit, dragii telespectatori, la ediția specială de la TV Suflet Românesc. Sunt Mihail Marius, iar astăzi avem un invitat special, se numește Remus Gușă și este o ediție specială creată să vedem cu toții cine este omul din spatele ecranului de la TV Giurgiu, Inedit TV și TV Suflet Românesc. Mulțumesc mult, Ianis, pentru faptul că ai avut această inițiativă de a fi invitatul tău, de a debuta cu mine într-o emisiune TV. Pentru că trebuie să spunem giurgiuvenilor noștri, trebuie să spunem telespectatorilor noștri, pentru că emisiunea a fost urcată și pe YouTube, faptul că în acest moment îți faci debutul în televiziune. Da, nu este... De fapt, eu am cam 7 ani de experiență. Nu am ieșit în față până acum, am făcut câteva reportaje destul de ok, dar nu am făcut emisiuni, deci debutul meu a fost acum cam vreo 7 ani de zile. Da, deci cine este omul din spatele ecranelor? Da, Ianis, este o întrebare foarte frumoasă. Îți mulțumesc pentru faptul că ai ales să începi emisiunea cu întrebarea aceasta. Cine să fie Remus Gușă? Este un tip care îl iubește foarte mult pe Dumnezeu, care își confundă existența cu divinitatea, cu bunul Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu din toată puterea mea, din toate simțămintele mele, din tot sufletul meu. El este totul pe acest pământ. Noi asta trebuie să înțelegem, dragul meu prieten Ianis, faptul că Dumnezeu reprezintă totul în această lume. Fără Dumnezeu nu putem face absolut nimic și tot ceea ce ni se întâmplă nouă pe acest pământ este un dar de la Dumnezeu. Așa văd lucrurile, asta simt, dragul meu prieten Ianis. Păi cred că dacă majoritatea politicienilor din Giurgiu ar fi văzut viața și în felul ăsta, cred că altfel ar fi stat lucrurile în Giurgiu, nu? Cu siguranță. Păi dacă tot am ajuns la Giurgiu, hai să vedem ce reprezintă Giurgiu pentru tine. Da, Ianis, Giurgiu pentru mine reprezintă totul din punct de vedere uman. Giurgiu, din punctul meu de vedere, este un oraș binecuvântat de bunul Dumnezeu. Exact cum spuneam și în emisiunile mele, avem Dunăre, avem cale ferată către București, avem autostradă foarte bună către București. Deci toate bucurile pe care le putea primi un ținut, Giurgiu le-a primit. Însă cea mai mare părere de rău a noastră, a giurgiuvenilor, este faptul că, iată, decidenții, cei care au fost aleși de noi să conducă acest ținut frumos, nu se ridică la nivelul darului pe care bunul Dumnezeu l-a dat nouă. Iată că au ales altă variantă a puterii, varianta proprie, interesul comun. Este dur ceea ce spun, însă este purul adevăr. Iată, bunul Dumnezeu ne-a dat un ținut, exact cum spuneam, de vis, însă, din păcate, suntem ultima reședință de județ din România. Și România fiind ultima din spațiul european, dă-ți seama, dragul meu prieten Ianis, dragii mei giurgiuveni, dragii mei prieteni, la ce nivel se află municipiul Giurgiu. Este trist faptul că decidenții noștri sunt aplicați doar în formă, nu și în conținut, asupra bunăstării locuitorilor municipiului Giurgiu, asupra infrastructurii și asupra tot ceea ce înseamnă un trai decent pentru giurgiuveni. Da, din punctul meu de vedere, toată România este un ținut frumos. Exact cum a spus Papa Paul al II-lea, Ianis, este grădina Maicii Domnului, România. Sigur da, că da. E o frumusețe cu adevărat. Ce reprezintă România pentru tine? România pentru mine, dragul meu prieten, reprezintă rădăcinile noastre, exact ca și Giurgiu. Eu personal sunt fericit că m-am născut în România. România este o țară minunată, aici sunt rădăcinile mele, rădăcinile noastre, oameni minunați, oameni ajutători, oameni cumpătați, în mare parte. Eu din punctul meu de vedere, 99% din populația României, asta îi caracterizează pe ei. Însă, la noi, la români, cea mai mare problemă, dragul meu prieten Ianis, începe în momentul în care prindem putere. Când avem putere de decizie, atunci ne schimbăm 180 de grade. Atunci nu mai suntem noi oamenii joviali, oamenii săritori, oamenii ajutători. Nu, în momentul ăla este trist ceea ce spun, puterea ne cam ia mințile la mare parte dintre noi.
Asta se întâmplă în toată lumea, puterea mea, mințile, dar parcă în România, în ăla mințile... Mai mult ca pe nicăieri. Da, mai mult ca pe nicăieri. Da. Este un... ca să continui întrebarea ta, Ianis. Este trist faptul că, iată, mulți români au ales să plece din țara lor, să-și lase rădăcinile, să-și lase copilăria, datorită incapacității acestor politicieni care l-au condus din anii 90 până la ora actuală. Știi că eu sunt timp mai nonconformist și de fiecare dată spun lucrurile pe nume, indiferent că foarte mulți din lumea presiei sunt supărați pe mine. Majoritatea, nu toți. Mai sunt și unii care sunt tot așa plecați asupra situației din municipiul Giurgiu. Exact cum am spus, Ianis, am circulat mult în Europa. Majoritatea celor plecați dincolo de România suferă pentru faptul că au fost nevoiți să părăsească țara din cauza incapacității clasei politice de a duce România pe un trai bun, deși în 90 am avut o șansă unică de a duce România acolo unde îi este locul. Însă, din păcate, clasa politică, mare parte din ea, peste 90%, a ales interesul propriu în detrimentul interesului comun. Eu, dragul meu prieten, că m-a întrebat ce înseamnă România pentru mine, înseamnă totul. Puteam să rămân în multe țări, în Anglia, în Spania, în Italia, Belgia, oriunde puteam să rămân. Am făcut mulți prieteni de suflet care, spre părerea mea de rău, sunt mai mult apreciat dincolo de Giurgiu, dincolo de România, decât cei de acasă de la mine. Pentru mine este o durere mare faptul că, iată, majoritatea celor care ar trebui să se aplece asupra bunăstării cetățenilor municipiului Giurgiu au ales să facă parte dintr-o gașcă, să se mulțumească cu puțin și să lase de izbeliște viitorul. Viitor care înseamnă copiii, care înseamnă elevii noștri, care înseamnă adolescenții noștri. Scuze-mă, Ianis, că am durat anumit atât de mult răspuns la această întrebare, dar am simțit nevoia să spun asta. Și puteam face o emisiune întreagă despre această întrebare. Asta e și ideea, să spui din suflet cine ești, ce te reprezintă. Dacă tot ai vorbit de străinătate, ținem... Trebuie să-l salutăm și pe domnul Dani Besar din Madrid. A, prietenul nostru. Da, dacă toți prietenii tăi de străinătate sunt la fel ca Dani, te cred că ai vrea să rămâi din clotul. Dani este un băiat deosebit, este un băiat extraordinar, la fel și Aura, minunata lui soție, o fată extraordinară. Practic, noi cu ei am început TV Suflet Românesc. Iată că și în Madrid se dezvoltă televiziunea Suflet Românesc. Dani este un foarte bun cameraman, l-a învățat multe lucruri de care el acum dispune. Aura, da, la fel, este o fată extraordinară. Să-l descurnăm. Cât s-a putut. Să-l învăț, da. Vorbeam mai devreme despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu în viziunea ta? Ți s-a arătat vreodată? Dragul meu, Ianis, Dumnezeu, exact cum am spus și la începutul emisiunii, pentru mine personal, reprezintă totul. Am mare părere de rău când văd că bunul Dumnezeu a devenit ceva de suet în timpurile noastre. Dumnezeu a devenit ceva colateral. S-a ajuns în situația în care ne este rușine când trecem pe lângă Sfânta Biserică să ne facem Sfânta Cruce. Ne frică de faptul că cineva râde de noi, că ne cred înapoiați. Este foarte trist că s-a ajuns în situația asta. Nu întâmplător omenirea, nu întâmplător România, să spunem, și Giurgiu, trec prin situația grele în care se află la ora actuală. Pentru că acolo unde Dumnezeu nu e, nimic nu este. Este clar, este sigur acest lucru, Ianis. Da, pe mine Dumnezeu, l-am simțit pe Dumnezeu aproape de mine. Acum, în jur de 20 de ani, aveam vârsta de... 32-33 de ani, o singură dată în viața mea am avut probleme de sănătate grave. O singură dată. Am fost sportiv de performanță, am fost atlet pur sânge, însă o singură dată, probabil că a fost o încercare de la el și am fost la un pas, la un hotar de lumea cealaltă, ca să pot spune așa. Însă Dumnezeu mi-a dat întărirea, eu de obicei, Ianis, eu nu mă rog la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a lăsat liber arbitrii a existenței noastre. Cred în El din tot sufletul meu, cum am spus, din toată tăria cred în Dumnezeu,
Însă și atunci când întâmpin probleme existențiale și am parte de eșec, îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că mă iubește atât de mult încât nu mi-a dat acea încercare. Și întotdeauna când pierd ceva și nu realizez ceva, sunt convins că Dumnezeu a fost aproape de mine și îi mulțumesc. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc mult! Pentru că dacă eu nu am reușit acest obiectiv pe care am vrut să-l îndeplinesc, înseamnă că era peste puterea mea de realizare. Și tu, iubindu-mă atât de mult, nu mi-ai dat această încercare, nu mi-ai dat această șansă să realizez acest lucru. Și îi mulțumesc Dumnezeu din tot sufletul meu. Da, Dumnezeu până la urmă înseamnă fericire, înseamnă bucurie. Care a fost cea mai mare bucurie a ta de până acum? Da, este o întrebare complexă, dragul meu prieten Ianis. Cea mai mare bucurie a vieții mele, pot spune că viața mea este o bucurie perpetuă, dragul meu prieten Ianis. Tot ceea ce trăiesc pe acest pământ este o bucurie de la Dumnezeu. Faptul că sunt amândoi la această masă, faptul că respir acest aer curat, faptul că miroase a trandafir aici la noi în studio, ai avut o grijă să îmi prospătezi aerul, faptul că mă trezesc dimineața, deschid geamul și văd verde în jurul meu, tot ceea ce mă înconjoară este o bucurie perpetuă, o bucurie divină, o bucurie dumnezească. Eu așa percep totul. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, sunt fericit că Dumnezeu îmi dă această mare șansă de a mă bucura de bunătatea Lui maximă. Și de lucrurile simple până la urmă. Absolut, absolut, sigur că da. Dumnezeu înseamnă simplitate. Noi suntem, noi nu înțelegem bine darul lui Dumnezeu și noi complicăm lucrurile. Noi oamenii avem acest mare dar de a complica lucrurile. Pentru că, iată, marii puznici, marii sfinți părinți au dus viața simplă și câtă înțelepciune le-a dat Dumnezeu și la ce nivel de inteligență au putut ajunge. Însă noi, exact cum am spus, toate ce prindem puțin mai multe lanci, mai multe putere, începem să ne complicăm, să devenim mai sofisticați, să arătăm cât de deștepți suntem noi, să arătăm celor din jur că noi suntem alfa și omega, noi suntem începutul și sfârșitul. Și fără noi, această lume n-ar mai avea niciun sens. Și pe lângă noi, evident, și muritorii de rând. Înțelegi metafora? Înțeleg, sigur. Înțeleg. Da, păi dacă te bucuri de lucrurile simple, atunci tind să te întreb ce te împlinește ca om? Care e satisfacția ta maximă? Dragul meu, Ianis, îți mulțumesc mult de tot. Tu știi faptul că eu cred în mult în Dumnezeu și probabil că din cauza aceasta ai ales aceste frumoase întrebări, minunate întrebări. Și îți mulțumesc pentru faptul că te-ai pregătit temenii pentru această emisiune. Nu întâmplător te-am ales ca și colaborator. Colaborator, că practic tu ești sufletul televiziunii. Eu sunt colateral, sunt pe lângă tine, la ceea ce faci tu este o artă. Ianis, cea mai mare împlinire a vieții mele, cea mai mare bucurie, cea mai mare satisfacție, nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, sunt convins că multora dintre prietenii noștri care ne privesc acum ni s-a întâmplat, sunt lacrimile de fericire, lacrimile de bucurie. Nu cred că există o satisfacție mai mare pe acest pământ decât să plângi de bucurie. Eu am avut șansa de multe ori, plâng foarte ușor, Ianis, pot să spun că sunt un estet prin excelență. În fața frumosului îmi dau lacrimile, însă cea mai mare, e prea mult supărare, este faptul că, vezi, oamenii când te văd mai sentimental, sunt în zodia pești, când te văd mai sentimental, un tip mai așezat asupra lucrurilor, mai profesionist, deja nu mai faci parte din tabăra lor. Oamenii acceptă și se țis că în ziua de astăzi se întâmplă asta. Eu vorbesc mai de România și de Giurgiu, nu vorbesc de ce este afară. Afară este altceva, poate o să discutăm despre asta. Te vor superficial, te vor să faci parte din gașca lor, dar dacă se poate ca și ghiocel, să te lași ușor condus. Însă bunul Dumnezeu mi-a dat o personalitate foarte puternică. Am învățat în viața asta să pierd, am pierdut mult în viața mea, însă aceste pierderi pământene mi-a dat întâlnire dumnezească și
parcă cu cât pierdeam mai, cu cât pierd mai mult pe acest pământ, cu atât parcă simt că mânați către Dumnezeu. Asta simt, din tot sufletul meu, asta simt, dragul meu prieten Ioanis. Păi dacă te-am întrebat care este satisfacția ta maximă, vreau să te întreb acum care a fost cea mai mare deznădejde a vieții tale. Da, este o întrebare grea asta. Nu mai întrebări inconfortabile. Da, este o întrebare foarte, foarte grea, Ioanis. Eu pur și simplu, după cum am spus mai devreme, în viața mea nu cred că am fost deznădăjduit. A fi deznădăjduit, dragul meu prieten Ioanis, dragii mei prieteni, înseamnă a te îndepărta de Dumnezeu. Înseamnă a-ți pierde din tăria sufletului, a-ți diminua sentimentele divine. Niciodată nu mi s-a întâmplat să mă îndepărtez de Dumnezeu. Am spus și repet, atunci când am o mare încercare în viața mea, și am avut multe de-a lungul timpului, am simțit așa o tărie divină, am simțit o suflare dumnezeiască, care mi-a dat puterea de a merge mai departe. Însă credința puternică în Bunul Dumnezeu am desăvârșit-o, dragul meu prieten Ioanis, dragii mei giurgiuveni, în momentul în care am fost încercat de viață, exact cum am spus acum aproape 20 de ani, când am fost la hotarul dintre viață și moarte, atunci am simțit cu adevărat credința în Dumnezeu și atunci am desăvârșit-o. Este totul pentru mine. Pe acest pământ nu pot să realizez ce ar putea să mă determine pe mine vreodată să mă îndepărtez de Bunul Dumnezeu. Exact cum am spus, Dumnezeu este totul. Dumnezeu este calea, adevărul și viața. Cine a înțeles asta va avea viață veșnică, exact cum a spus și Mântuitorul. Da, așa este. Vorbeam mai devreme despre România, cât de frumoasă este țara noastră. Dar ca societate, cred că mai scârție pe școală. Ce te deranjează cel mai mult în societatea românească? Of, dragul meu prieten Ioanis, înainte de să răspund întrebarea aceasta, trebuie să văd că am uit pe laptop la tine și avem un... Hai să citim câteva mesaje. Bine. Și după aia să ținem minte întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Te rog. Okay. Avem pe domnul Florescu Toma, felicitări pentru frumoasă emisiune, Florentina Sorin Covei. Mulțumim, domnul director. Domnul Andrei Budurincă ne întreabă, bine că ai văzut că avem întrebări. Domnul Remus, am înțeles că o să fiți al doilea pe listă după domnul Vladu la Consiliul Local. Andrei, prietenul nostru, un băiat de bun simț, un băiat extraordinar. Mulțumesc mult, Andrei, pentru această frumoasă întrebare. Am înțeles că... Da, Andrei, discutând cu domnul Vladu, a hotărât dumnealui să fiu al doilea pe listă după dumnealui pentru Consiliul Local al Municipiului Giurgiu la legile ce se vor desfășura pe 27 septembrie. Sunt convins și mulțumesc domnului Alexandru Vladu pentru această onoare pe care mi-a acordat-o de a mă trece imediat după dumnealui pe lista de consilieri al municipiului Giurgiu. Eu, dragul meu prieten Andrei, dragul meu, dragii mei giurgiuveni, eram hotărât să candidez independent. Nu știu cât de mult reușeam, dar sunt sigur că aveam suportul dumneavoastră și ca independent, am suportul dumneavoastră și ca apropiat al domnului Alexandru Vladu în această minunată familie ALDE. Domnul Alexandru Vladu este un tip cu expertiză, un tip care nu a trecut degeaba prin această viață și sunt convins că la expertiza pe care dumnealui o are, a găsit în mine omul de care avea nevoie să-i fie aproape în toate planurile. Se știe clar că domnul Alexandru Vlad a făcut mult bine pentru giurgiuveni și nu numai. Este un tip foarte calm, foarte așezat. Probabil că dumnealui a văzut la mine mai multă determinare, mai mult nerv și probabil că ne vom completa reciproc în ceea ce înseamnă, în ceea ce va însemna Giurgiu pentru noi. Va veni vremea, dragii mei giurgiuveni, nu este mult până atunci când, și dragul meu Andrei, când vom scoate toate planurile noastre de viitor legate de Giurgiu și de giurgiuveni.
Sunt planuri extraordinar de bine puse la punct. Chiar ieri am avut o întâlnire cu câțiva membri de ai noștri, alături de domnul Alexandru Vladu, și am rămas surprins câte proiecte frumoase are domnul Vladu pentru dumneavoastră. Evident că am venit și eu cu câteva proiecte și domnul Toma Forescu. O să fie o surpriză frumoasă și așa cum știți dumneavoastră, dragii noștri de Juven, dragii noștri prieteni, dragul meu prieten Andrei, 100% toate vor fi realizate. Sunt proiecte realizabile, nu sunt proiecte costisitoare, mai pe românește, sunt proiecte de suflet, dragii mei giurgiuveni, dragul meu Andrei. Proiecte de suflet care știm cu toții, atunci când pui suflet în ceea ce faci, Dumnezeu desăvârșește opera Lui. Pentru că sufletul omului înseamnă o părticică de Dumnezeu în noi, în corpul nostru fizic. Da, Andrei mi-a ghicit următoarea întrebare. Da. Care vor fi planurile dumneavoastră din punct de vedere cultural, sportiv, religios și social în calitate de consilier local? Andreiuțule, văd că trebuie să mă descoși mai mult decât Ianis. Bun, haideți să luăm atunci, pe scurt, Andrei, și pe scurt, dragii mei giurgiuveni. Din punct de vedere sportiv, pe lângă foarte multe proiecte pe care împreună cu familia Alde și cu domnul Alexandru Vladu le avem puse la punct, din punct de vedere sportiv, cea mai mare ambiție a mea este să dezvolt, v-am spus, este un proiect de suflet, o academie de fotbal a municipiului Giurgiu, pentru început, cu extensie către județ și într-un an de zile către județele limitrofe. Mă știți, dragii mei, sunt un tip așezat, eu cu școala mea de fotbal spre anțele giurgiuvene, am fost singur împotriva tuturor. Am întâmpinat multe probleme din partea autorităților locale. Probabil că în campanie voi dezvolui toate acestea, s-a ajuns până în situația în care se meargă la părinții acasă, să nu mai lase copiii la mine, la spre anțele giurgiuvene. Dați-vă seama ce a însemnat asta. Și cu toate aceste nemernicii pe care le-am avut din partea celor care au fost împotriva mea, am reușit să duc la capăt această minunată asociație sportivă. Am avut la un moment dat 3 echipe înscrise în campionatul de fotbal, tot timpul am avut de 2 echipe, însă din cauza ceea ce se întâmplă la JF Giurgiu, am fost nevoit să retrag echipele, pentru că dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor, așa cum se dumnea lor, și mi-au făcut multe probleme. La fel, în campanie vom scoate în evidență toate aceste lucruri. Acum, ca să revin la proiectul sportiv, asta este, dragul meu prieten Andrei, Academia de Fotbal Dunărea Narcis-Coman Giurgiu. Pentru că, iată, dragii mei giurgiuveni, politica giurgiuveană a dat deoparte istoria, a dat deoparte oamenii adevărați pe care acest minunat ținut, pe care Dumnezeu ne-a dat viață, să nu ne pese de oamenii adevărați, oameni cu binecuvântare de la Dumnezeu, cum este Narcis-Coman. Da? Eu am avut divergențe cu Nea Narcis-Coman, dar mă iubește, am crescut sub aripa lui o cârditoare, am locuit pe scara amândoi, Nea Narcis nu supără pe mine. Da? Și din cauza asta am insistat la domnul vice Alexandru Vladu ca Academia de Fotbal, care o va înființa dumneavoastră în calitate de primar al municipiului Giurgiu, să se numească Dunărea, Academia de Fotbal Dunărea Narcis-Coman. Pentru că este un simbol, că din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai importanți oameni care s-au născut la Giurgiu. A dus numele Giurgiului în toate colțurile lumii. Toate românii au unde merg. Toată lumea mușea la ora asta, mă întreabă de Narcis-Coman. A fost cel mai bun fotbalist al anului în 1978 și nu există țară din Europa în care Narcis nu fi fost. Și în semn de omagiu și de respect pentru acest minunat giurgiuvean, doresc și mulțumesc domnului Alexandru Radu că a acceptat să numească Academia de Fotbal Narcis-Coman. Pe plan cultural, dragul meu Andrei, sunt multe proiecte. În primul rând vor revigora și vom da adevăratul sens al școlii de muzică, a școlii gimnaziale de muzică Victor Carpis și al Palatului Copiilor, unde trebuie să recunoaștem faptul că acești minunați directori, domnul Truică și doamna director Mariana Iliescu, nu sunt lăsați de politruci să-și dezvolte adevărata știință despre educația muzicală, educația culturală a copiilor noștri. Sunt oameni destoinici, oameni care luptă, oameni care pun de la dumnealor bani din buzunar să facă lucruri bune pentru școala de gimnazială Victor Carpis, care pun bani din munca dumnealor să, de exemplu, acum câțiva ani de zile am făcut emisiune pentru Inedit la Palatul Copiilor, domnul Truică, nu mai poate să supără pe mine, a pus bani de la dumnealor să schimbe o chiuvetă, pentru că nu avea bani. Da? Vreau să se termine cu aceste neajunsuri pentru a da, având condiții bune, și acești oameni minunați pot contribui esențial la viitorul cultural
al elevilor giurgiuveni. Pentru că nu trebuie să-i stresăm din punct de vedere politic. Să le dăm libertatea profesională, să-i dezvolte toate capacitățile profesionale de care dispun. Sunt oameni minunați, atât la școala de muzică Victor Carpis, cât și la Palatul Copiilor. Îi cunosc pe toți, pe fiecare în parte, oameni așezați, dar stresați din punct de vedere profesional, pentru că vin politrucii peste ei să-i forțeze. Asta e cea mai mare durere. Am să fac acest lucru pe cât posibil, chiar și la doamna Pețanca. Și dumneavoastră e o femeie extraordinară, a plecat și dumneavoastră la scoa problemelor, însă și pe dumneavoastră o simt puțin mai ne la locul dumneavoastră din punct de vedere profesional. Tot timpul este atent la ceea ce face, este atent la ceea ce se întâmplă. Nu tragem politruci. În momentul în care voi veni cu domnul Alexandru Vladu și echipa noastră minunată la conducerea, nu eu conduc domnul Vladu, conduce că dumneavoastră are căderea, se va termina cu acești politruci nemernici care nu lasă oamenii în pace să dezvolte din punct de vedere profesional acești copii ai municipiului Giurgiu, care sunt copii foarte talentați. Dumnezeu, nu știu, probabil că după ce ne-a dat acest minunat ținut, dragul meu Ianis, cu, exact cum am spus, cu Dunăre, cu păduri, cu lunga Dunării, ne-a dat și o inteligență nativă peste media țării. Păi vedeți, domnul Remus, degeaba dacă nu investim în cultură și în educație. Asta spune Alice, asta spun din toți sufletul meu și asta vreau să fac. Asta vreau să fac și eu sunt convins că, nu întâmplător, Dumnezeu mi-a unit mie destinele cu domnul Alexandru Vladu și împli și ție, dragul meu prieten, Ianis, că și tu faci parte din minunata noastră echipă. Din punct de vedere social, dragul meu Andrei, ce pot să spun? Voi lupta din toată ființa mea, ca orice giurgiuvean care trece prin probleme deosebite, să găsească ușa deschisă la familia Alde. Tot timpul se știe că cineva acolo îi poate da un sfat bun, îl poate îndruma, îl poate ajuta. Se știe, dragul nostru giurgiuvean, că are unde să spună păsul, are unde să spună durerea, are să știe unde își poate găsi ajutorul, un sfat bun, o aplicare asupra problemelor pe care giurgiuveanul le are. Și vă spun, dragii mei giurgiuveni, nu mă joc cu vorbele, domnul Alexandru Vladu nu se joacă cu vorbele, vor fi proiecte de suflet, exact cum am spus, proiecte așezate. Cultură, sport, social și ce mai era Hagi? Imediat vedem. Păi cultură, sport și religios. Din punct de vedere religios, proiecte extraordinare, dragii mei giurgiuveni. Am avut marea dezamăgire să deschid o clasă de fotbal într-o comună din municipiul Giurgiu, nu dau numele, respect prea mult pe domnul primar, este un om deosebit și dumneavoastră a rămas surprins când a auzit. Eu iubit mult pe Dumnezeu, am vrut să încep clasa de fotbal pentru că nu se poate, dragii mei prieteni, să începi un domeniu de activitate cu un copil dacă nu este echilibrat din punct de vedere psihic. Este prima componentă a educației, Ianis, a unui copil. Să-l echilibrezi psihic. Și cine îți poate da acest echilibru psihic mai mult decât credința în Dumnezeu? Este punctul meu de vedere, Ianis. Eu așa văd lucrurile. Eu cu dragul meu prieten, Ianis ne contrazice din punct de vedere religios, dar întotdeauna iese tot ce trebuie. Ne cădem pe acea lungime de undă. Fiecare om are. Absolut. Și respectăm părerea fiecăruia. Și durerea mea cea mai mare, dragul meu prieten, Ianis, a fost momentul în care am deschis clasa de fotbal, fiecare copil le-am dat agenda și am început să le scriu. Prima poruncă a Mântuitorului, să iubești pe Bunul Dumnezeu din tot Scriptura, la care câțiva părinți, Domnul Iisus, se pare le trag copilului. Păi stați un pic, nu se recomandă. Eu nu vreau copilul meu să fie prost în viață. Păi să cum nu să fie prost? Păi cum să crede în Dumnezeu? Păi dacă crede în Dumnezeu, va fi prost. Pentru că îți va dezvolta latura de bunătate. Asta ține de lumea rea, domnul Remus. Nu vrea copilul meu să fie așa. Și au copii, 4 copii. În cel moment mi-am luat frumos catafusele și am plecat. Câțiva părinți, într-adevăr, de bună cuvință, au insistat. Dar mi-am dat seama că nu se poate așa ceva. Și asta vreau să spun, dragii mei, Giurgiuveni, dragul meu, Andrei. Mă uimești, Remus. Poftim? Mă uimești. Pot demonstra. Deci dacă vreodată cineva dorește, în particular, am să dau și nume. Ianis, durerea mea mare că tot ai dezvoltat acest subiect, se întâmplă asta acum 3 ani de zile. Îți dau cuvântul meu, donare, acei câțiva copii sunt non-conformiști. Vorbesc urât, pentru că întâmplarea face eu să trec pe acolo când merg la altă clasă, de altă școală, din altă comună. Și mai opresc, mai discut cu copiii
Este trist. Deci fără Dumnezeu. Asta am să spun. În primul rând, să echilibrăm psihic prin credința în Dumnezeu. După care, fiecare biserică din municipiul Giurgiu, împreună cu profesorul de religie, să fie prezenți la biserica de care aparțin și cu o grupă de 3-4 copii, cât permite legea acum cu COVID-ul, să facă un program de muzică religioasă. Da? Astăzi 3 copii, duminica viitoare alți 3, pentru că un copil, chiar dacă greșește, este inocent. Nu putem să ne supărăm pe un copil care greșește. Da? Este raiul copilăriei, pentru că Dumnezeu, știm bine, dragii mei giurgiuveni, dragii mei prieteni, a lăsat o formă de rai fiecare dintre noi. Este raiul copilăriei. Deci pe copii nu ai cum să te superi niciodată și noi trebuie să fim, suntem obligați să, ca această părticică de rai, să o facem rai la maturitate pentru acești copii. Și în aceste proiecte religioase, la un moment dat, după ce am implementat acest proiect frumos, ca în fiecare biserică din municipiul Giurgiu, 3-4 copii, după terminarea Sfintei Liturghii, se interpreteze 3-4 melodii religioase, îmbrăcați în costum național, în costume tradiționale și astfel încât ușor, ușor se aduce copiii către biserică. O mare durere a vieții mele este faptul că merg la biserică și nu văd copii în biserică. Văd foarte puțini copii în biserică. Dureros de puțini copii în biserică. Copiii ar trebui învățați să facă cărare către drumul spre biserică. Pentru că nu poate exista, Ianis, dragul meu prieten, o credință, o educație desăvârșită, dacă nu este îmbinată cu credința în Dumnezeu. Pentru că numai credința în Dumnezeu ne desăvârșește ca oameni. Ne dă bunătatea despre care vorbeam. Ne dă tot ceea ce este mai bun. Ne dezvoltă sufletul. Exact cum spuneam la maturitate, să fie un rai viața noastră. Cam, da. Vor fi multe proiecte, Ianis. Da. Mai avem ceva mesaje. Doamna Cobianu Mihaela ne salută și ne transmite că ne susține în acest proiect și să desfințăm toate cluburile din Giurgiu care își bat joc de sportivi. Mihaela, ești o fată dragă sufletului meu. Ne cunoaștem de mulți ani de zile. Îți mulțumesc mult de tot pentru faptul că, iată, te-ai intrat în familia TV Suflet Românesc, prezint știrile la știrile de lunea și de joia de la TV Suflet Românesc. Ești un real câștig pentru noi. Și asta bine. Da. Sunt convins că foarte curând vei intra și în familia ALDE. Ești o tipă extraordinară. Urmează să-ți iei licența în psihologie. Mă bucur mult de tot că mulți oameni frumoși și Ianis, din punct de vedere profesional, chiar și fizic, au acceptat să vină aproape de noi în familia ALDE. Da, draga mea prietenă Mihaela, exact cum am spus, în momentul în care domnul Vladu va ieși primarul municipiului Giurgiu, se va termina cu această bătaie de joc pe care tu ai suportat-o la Dunărea Giurgiu cu acest intrus în ale fotbalului care se numește Puiul Adonis, care a făcut mult rău multor generații de copii talentați. Aceste cluburi vor dispărea. Totul se va rezuma la Academia Dunărea Giurgiu Narcis Coman. Tot. Absolut tot. Nu va mai fi nimic lăsat la voia întâmplării. Exact ca la Barcelona va fi. Începând de la grupa de 6 ani până la grupa mare, va avea aceeași tactică de joc, același nivel de antrenamente, astfel încât în 5-6 ani de zile, Giurgiu, care a scos sute de fotbaliști de Liga 1, deși n-a avut echipă în Liga 1 niciodată, să revină acolo unde îi este locul și antrenorii și angajații academic de fotbal Narcis Coman să fie aplicați cu sufletul asupra creșterii armonioase din punct de vedere sportiv și psihic al copiilor giurgiuveni. Pentru că Giurgiu trebuie să revină, dragii mei prieteni, acolo unde este locul. Giurgiu în anii 90 era cel mai puternic industrializat oraș din România. Era o adevărată binecuvântare pentru locuitorii municipiului Giurgiu. Trebuie să recunoaștem. Și iată în ce hal a adus acești nesimțiți de guvernanți care au guvernat Giurgiu până acum. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Este un eșec total. Tot s-a întâmplat în Giurgiu. Au plecat precum portănicile, cum îmi place mie să spun, într-un termen maleabil,
dincolo de Giurgiu, dincolo de România, să muncească. Și ies în față și ne spun nouă cât de bun sunt și cât de aplicat sunt ei asupra problemelor municipiului Giurgiu. Domnule Măs, să știți că nu v-am uitat cu o întrebare. Da, nu v-am uitat cu întrebare. Nu mi-ați răspuns la ce vă deranjează cel mai mult în societatea românească. Dragul meu prietenianist, în societatea românească mă deranjează totul. În societatea românească nimic nu mai este la locul lui. Exact cum am spus, la ora actuală, în România, în general și în Giurgiu, în special, a fi bun este egal cu a fi prost. A încerca să faci ceva de suflet, eram la TV Giurgiu, aveam emisiune și la un moment dat m-a invitat-o mie, a sunat telefonul, dar el, nu pot să mă ajut, sunt direct, sună mai târziu. Da, dragul meu prietenianist, da. Și asta, din punctul meu de vedere, este cea mai mare durere în societatea românească, faptul că atunci când vrei să faci ceva la locul lui, intervin ghioceii, intervin întreținuții politici care îți dau peste picioare, care te marginalizează, te vorbesc de rău. Dragul meu, Ianis, dragii mei giurgiuveni, când am discutat cu acest minunat om, Alexandru Vladu, i-am spus așa, eu cu domnul Alexandru Vladu am avut o relație bazată pe reciproc. Nu am avut multe conexiuni, însă dumnealui acum 3 ani de zile am avut o acțiune la IDTV cu Giurgiu. Am să promovez Giurgiu, însă nimeni nu a vrut să mă ajute cu baza materială, cu tot ce trebuia pentru a duce la bun sfârșit această emisiune. N-am găsit înțelege la nimeni decât la domnul Alexandru Vladu. Cum domnul nu se poate așa ceva? Cu mare drag. Și mi-a pus totul la dispoziție și a ieșit o emisiune extraordinar de frumoasă. Și de asta spuneam, este trist faptul că nu se apleacă oamenii asupra binelui. Și singurul lucru pe care le-am spus domnul Alexandru Vladu, i-am spus așa, domnul Alexandru Vladu, eu am o personalitate foarte puternică. Mulți din orașul Giurgiu care au încercat să facă cu mine diferite proiecte, nu au putut să ducă ritmul cu mine. Nu greșesc și vă voi spune la momentul potrivit și mai că într-o emisiune, când voi avea emisiune singur, puteți să mă întrebați și atunci avem timp mai mult și vă voi spune. Când unii din Giurgiu, care sunt ghiocei și sunt aplicați asupra altor probleme, înțelegeți care, ori veniți să vorbească rău de mine, vă rog eu mult de tot, să-i opriți, mă sunați pe mine și am venit și mă puneți față în față cu ei. Vă rog mult de tot, domnul vice. Este singura mea mare dorință pe care vreau să o faceți. Că dacă dumneavoastră faceți cum a făcut Floricel, am plecat cu Floricel acum 4 ani de zile la drum, mi s-a părut un tip ok, probabil că și este un tip ok. Renunț, am înțeles că vrei să pleci la Balbu în echipă, domnul deputat. Eu am spus că dumneavoastră pierd, dumneavoastră câștig. Eu în viața mea n-am trădat pe nimeni niciodată. Am pierdut, dar tu n-am trădat. Cu dumneavoastră merg până la capăt. Evident că eu am pierdut și domnul a câștigat. Ca să, acum câteva luni de zile, Renunț îmi pare rău, ne despărțim. Ok, domnul vice, domnul deputat. De ce? Au fost câțiva. Cred că nu mai dau numai acum cine a fost, dar o să-și spun în campanie cine a avut chestia asta. A dat dovadă de slăbiciune domnul Nicolae Florian în cazul ăsta. N-a putut să ducă cu personalitatea mea. Bine, o contribuție esențială a avut și un om care a făcut mult de o televiziunii locale, TV Giurgiu, Berbeniciuc. Acest om care face pe ziaristul. Să vină cu mine într-o emisiune să discutăm amândoi despre Giurgiu, despre ce vrea dumnealui. A făcut mult rău, foarte mult rău. Datorită dumnealui, dragii mei giurgiuveni, l-am depărtat pe domnul Nicolae Florian. Mi-e pare rău de Nicolae Florian, nu este un om rău. Dar se lasă ușor influențat de cei din jurul lui. De asta a pierdut foarte mult în viața dumnealui din punct de vedere profesional. Este un om care pleacă urechea. Și asta a fost prima mea condiție pe care i-am spus-o domnului vice, Ianis. Domnul vice, oricine vă sună, cum a făcut domnul Șoavă de la Malu, că am o casă de fotbal la Malu, să aduce cineva să vorbească de mine. Gușă face, gușă trece, gușă așa. Este un pic așa. Sună domnul Șoavă, Remus ia vină până la mine la Malu, mă. Dar domnul primar, cum să nu? Mă pune fața, uite-mă ce zicează. A, și ăla care vorbea, bă, domnul Pipa, așa? Păi cum am văzut acum, care e problema? Zic, ce e cu gușă? A, nu m-a ajuns, s-ar putea mașina și a plecat. Păi ăștia sunt oamenii. De asta îi spun domnului vice. Orice problemă, sunt oameni răi. Un oameni la noi în Giurgiu sunt oameni
oameni răi, oameni care simt nevoia să facă rău. Trebuie să spunem. Marea majoritate a religiunilor sunt oameni așezați, oameni la locul lor. Însă sunt unii nemernici care respiră răutate prin toți porii lor. Da. Ia ni s-a dat întrebare, că o știu că eu dacă altă întrebare, că degeaba m-a prins. Da. Păi vreau și să spun despre domnul Alexandru Vladu. Nu l-am cunoscut foarte bine până am intrat în familie ALDE. În momentul când am intrat în familie ALDE, mi s-a părut un om într-adevăr extraordinar și majoritatea oamenilor din echipa ALDE sunt extraordinari. Absolut. Inclusiv domnul Alexandru, dar domnul Basanciat, avocat. Parte din partide politice și era, nu știu cum să spun, de regulă am stat în spate, pe mine nu m-a văzut nimeni, știi? Tot și așa, că ți-ai mai legea tot timpul. Aici mi s-a părut ceva cu totul diferit. Deci chiar am simțit că este vorba despre o familie. Ați luat ședința de ieri sau alte hagi, cum ne-a adunat pe toți în jurul dumnealui, ce plete frumoase, ne-a întrebat. Discutam, exact. Mi s-a părut foarte, foarte bine. Am avut o firmă în care vorbeam cu toți angajații și la mine se numește brainstorming. Da, cu ce se mănâncă asta? Fiecare om spune câte o idee și din acele idei scoate mai multe idei. Corect. Ceva de gen. Mi s-a părut foarte, foarte frumos ce a făcut domnul Alexandru Vlad. Remus, de ce ai ales să intri în politică alături de Alexandru Vlad? Dacă tot domnul Ianis, este o întrebare frumoasă și îți mulțumesc mult de tot pentru că mi-ai adresat-o. Ianis, am ales, dragul meu prieten, dragii mei giurgiuveni, să intru în politica giurgiuveană pentru faptul că eu sunt un tip acid, un tip aplicat asupra problemelor reale ale municipiului Giurgiu. Eu mi-am făcut mulți dușmani în orașul meu pentru faptul că am spus lucruri pe nume, nu am amenajat pe nimeni nicio secundă. Iată că, exact cum am mai spus într-o emisiune de-a mea, am avut curaj să înfrunt pe domnul Bădălău de la Madrid, când era ministru dezvoltării și toată lumea îi pupa tălpile, i-a spus lucrurile pe nume. Am spus domnului Barbu, domnului primar Barbu, lucrurile pe nume, ce m-a deranjat. Deci a spus toată lumea, tuturor celor din viața politică giurgiuveană și cu domnului Toma Petcu, iar cu domnului Dan Mutreanu, am personalitate foarte puternică și spun lucrurile pe nume. De aceea mi-a făcut foarte mulți dușmani și probabil că domnul Vladu, nu probabil, cu siguranță, un om cu expertiză, un tip foarte așezat, un tip care gândește foarte mult înainte să vorbească, nu întâmplător m-a luat lângă dumnealui. A văzut că am potențial și, practic, a acceptat să meargă lângă dumnealui ca să nu pierd potențialul. Asta e o calitate a domnului Platon. Clar, absolut. Au ceva de și cea mai mare părerea mea de rău, dragul meu prieten Ianis, când văd unii oameni din presa giurgiuveană, unii, nu toți, care încearcă să arate cât de deștept sunt în fața mea și să mă bage pe mine într-o latură întunecată în fața giurgiuvenilor. Mi-a spus așa, dragii mei prieteni din presa giurgiuveană, care nu puteți să mă abiați pe mine, când o să face jumătate din ce am făcut eu, la vedere, atunci să discutați cu mine despre problemele orașului Giurgiu. Da? Deocamdată eu am emisiuni la nivel național care și internațional. Datorită acestui lucru am plecat în multe țări din Europa. Da? Iată, am făcut și televiziune online împreună. Mai este un lucru pe care în general presa nu-l face. Tu spui lucrurile pe nume. Asta vreau să scot în evidență, dragul meu Ianis. Asta vreau să scot în evidență. Dumnealor, în loc să vadă de problemele reale ale copiilor noștri, a elevilor noștri, care, iată, sunt ultimii în țară la capacitate și la BAC, stau într-un de mine. Oricum, nu ne teamă. O parte dintre ei, majoritatea, ok, ne respectăm, ne apreciem, dar sunt unii care vor să pară mai catolici decât papa. Mi-a spus domnul Dinu, Ionel Dinu, băi Remus, ei se plăci, păi știa, nu ce ai făcut tu cu Ianis. Te respectă, te invidiază, dar te respectă. Da? Mare parte a presei. Dar iată că sunt și unii care încearcă să pună piedică, dragul meu prieten Ianis. Avem un mesaj de la Nico Bălțatu, domnul Vladu, un om liniștit care mai temperează pe domnul Cușe în relația mândoi, da. Adevărat, mulțumim mult, doamna Daniela Nico. Preda, bravo Ianis, Nico Bălțatu, vei, vă iubim.
Am văzut un mesaj de la... Viorel Ștefan, investiții în școli în tot județul, când veți ajunge în Consiliul Județean, vor fi pentru toate comunele sau vor fi tot în funcție de culoarea politică votată? Domnul Viorel Ștefan, eu vă mulțumesc mult de tot că de fiecare dată urmăriți cu regularitate emisiunea în care eu cu Iani suntem prezenți. Eu v-am spus, sunt venit nou în politica giurgiuveană, am venit cu sufletul deschis și veți realiza acest fapt. Însă nu pot să mă axez prea mult la ora actuală pe județ. Vreau să implementez câteva proiecte la nivel social, cultural, sportiv, religios, să le pun la punct 100%, după care, evident, cum am spus, ne vom întinde și în județ. Cu siguranță așa va fi, domnule Viorel Ștefan, vom ajunge și în județ, însă să punem piatra de temelie în municipiul Giurgiu. După care vom ajunge și la dumneavoastră, la Palanca. Da, ziceai că ai văzut un mesaj? Da, am văzut că... Da, văd că este suplată pe mine, prietena noastră, Daniela. Te-a salutat doar pe tine, pe mine nu. Daniela, păi ce facem aici? am glumit, stai nisită. Pinciu Dan. Da, domnul Remus, ce facem cu bazinul de notă de la Steaua Dunării? Nu știam că există bazin de notă la Steaua Dunării. Da, este acoperit bazinul Iani. S-a înțeles că sunt unele probleme și trebuia să fie dat în uz, însă mai sunt unele probleme administrative și urmează să fie dat în folosință. Da. Domnul Remus, la final de emisiune vreau să transmiteți ceva giurgiuvenilor. Da, Iannis, mulțumesc mult de tot pentru această propunere, pentru a adresa ceva minunaților noștri giurgiuveni. Dragii mei giurgiuveni, vă rog mult de tot. Intră amicat în linie dreaptă pentru alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie. Vă rog mult de tot, dragii mei, să nu mai vă lăsați duși de nas, să nu mai votați cu inima, să votați cu mintea, să votăm cu mintea. Dragii mei, sunt unii care au venit în orașul ăsta și au luat multe domenii publice care vor ieși în evidență în campania electorală. S-au îmbogățit și pe noi ne-au sărăcit, ne-au deposedat de baze sportive ale copiilor noștri, da? Ca dumneavoastră să prospere. Și noi ce facem? Dragii mei, să trăim o viață frumoasă, să demonstrăm că nu a trecut timpul peste noi și am îmbătrânit urât. Să lăsăm în urma noastră lumină, diră de lumină. Da? Și să privim înainte către bătrânețe cu sufletul curat că am votat ce a trebuit și nu am fost slugi, nu ne-am mulțumit cu un pui, cu o cutie de bulion și o sticlă de ulei. Nu constă viitorul copiilor noștri și al dumneavoastră în aceste produse. Sau 50 de lei. Fotografii în votul. Că așa să fotografiezi votul și le duci și dă 50 de lei. Nu așa. Nu ne vindem existența. Nu păcătuim în fața lui Dumnezeu pentru 50 de lei, care nu înseamnă nimic. Să votăm cu mintea. Să ne dăm seama că trebuie să fie un vot cu sufletul. Un vot pentru viitor, pentru copiii noștri, care sunt cei mai amărâți copii din România. Copiii municipiului Giurgiu. Nu vorbim de județ. Cei mai amărâți. Trebuie să ne aplicăm asupra celor care vor candida pentru funcții la municipiul Giurgiu, pentru consiliul local, pentru primărie. Să-i descoasem, să-i întrebăm ce reprezintă Giurgiu pentru ei. Ce au făcut ei pentru Giurgiu? Ce avere au avut când au venit la primărie și ce avere au acum după ce au plecat? Să vină de la NAF cu banii, cu contul care l-au acolo, să justifice fiecare bani pe care i-au dat la asociații, care i-au dat la ziare, să vină să ne spună unde au mers banii. Asta trebuie să momentul adevărului, dragii mei giurgiuveni. Să nu ne vindem pielea ușor, pentru că vindem viitorul copiilor noștri și implicit și pe al nostru. Nu avem o bătrânețe frumoasă, că la un moment dat va veni vremea când vom regreta că am fost ghiocii cum sunt unii pe care îi vom nominaliza la vremea respectivă și au bătut joc de Giurgiu. Chiar și din Consiliul Local, sunt mulți care au intrat în Consiliul Local, ne-au păcălit că vor face multe proiecte frumoase, dar s-au îmbogățit și au dezvoltat firme și au dezvoltat afaceri. Și noi plecăm ca fraierii la București, plecăm în lume să muncim.
Și stau bine mersi și ne râd în nas. Eu vă spun sincer, dragii mei, giurgiuveni, aveți încredere în familia Alde, aveți încredere în mine, aveți încredere în Alexandru Vladu, nu vă vom dezamăgi, nu vă vom dezamăgi, știți ce fel de oameni suntem, mă cunoașteți foarte bine, sunt copilul orașului Giurgiu, am crescut, am plâns, am suferit pentru municipiul Giurgiu, sunt rădăcinile mele aici, vreau binele orașului Giurgiu, vreau oameni așezați în funcții, nu vreau netângi, nu vreau nesimțiți, care să vină să promit, care intră în Consiliul Local să se îmbogățească și să nu intereseze. Cel mai bun exemplu a fost la COVID acum, când era situația de urgență. Au stat închiși în vile și nu au fost aproape de giurgiuveni. Și Bonovin să-i bată pe omul și să-i aleagă din nou în funcții. Nu mai merge așa. Țineți cont de emisiunea Giurgiu înainte. Țineți cont de cei care vin în emisiunea mea să-i descos cu mesaje de la dumneavoastră. Și selecționarea TV Sunt Românesc. Implicit, Hagi, se știe, dragul meu. Da. Aici va fi barometrul real asupra candidaților. Nu la emisiuni trucate dinainte, ca să zice mingea la fileu. Au venit la Giurgiu înainte, laptopul cu mulare Hagi în fața lui, întoarce de dumneavoastră, trimiteți mesaje și îl citim și descoasem. Și atunci întrebați ce vezi dumneavoastră. Aici va fi barometrul și momentul adevărului pentru ei. Hagi, da, adică da, ia-mă mâncins. Trebuie să pun laptopul aici. Nu, Hagi, avem încredere în tine. Mai avem un mesaj sau... Păi, încheiem emisiunea. Vreau să transmit și foștilor mei colegii de presă faptul că să nu mă mai sune, să mă întrebe ce să fac din punct de vedere tehnic, pentru că nu am să-i ajut. Până la urmă, timp de 5 ani de zi nu m-a sunat nimeni să mă întrebe dacă am ceva, dacă am bani, cum mă duc cu firma, cum... Absolut nimeni nu m-a întrebat, așa că n-am să ajung pe nimeni. Aceasta a fost emisiunea ediție specială. L-am cunoscut pe Remus Gușă sau nu l-am cunoscut. Cred că vom mai face și o a doua ediție. Cu mare drag, Ianis, cu mare drag, dragul meu prieten. Și vreau să spun giurgiuvenilor că vei fi un obișnuit al edițiilor speciale. Sper să fiu, da. Pentru mine e prima oară când sunt în direct. Am făcut emisiuni, am stat în spate, am fost voice-over, dar nu niciodată în față. Domnul Toma Frescu ar fi mit de vocea frumoasă pe care o ai și așezată, da. Dicția plăcută pe care o ai. Așa este. Da. Bun. La revedere, dragi giurgiuveni. Giurgiu înainte. Giurgiu înainte.